Ce, încă o expediție în centrul vechi a Bucureștiului, a uitați cât e de frumos. Aici să actori. Da, uite. Valeria Seci, Iurie Dari. Dar ce fain le-au făcut. Sergiu Nicolaescu, Ion Isicheanu, uitați aici, Alexandru Arșinel, Amza Pelea, Florin Piersic, ia uitați. Da, ce fain. Actori. Acum mergem spre biserica, uitați și aici, Sfântul Dimitrie, unde sunt moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, Dimitrie Basavos sau Dimitrie cel Nou, nu mai știu cum se spune. E destul de fain, aici, uite, Dem Rădulescu, vă dau mai îndeaproape să vedeți. Da, foarte frumos. Păcat că au distrus-o, văd că mai e distrusă pe acolo, că ăștia nu păstrează nimic. Mergem acolo? Hai. Hai să vedem ce mai e. Uite scuter din asta, bă, care am văzut eu cu trei roți. Vedem mai încolo, că este o trecere, că să mergem încolo, către stânga. Yamaha cu trei roți. Dar aici nu știu ce-o fi. E altceva aici. E o biserică catolică, cred că, sau cine știe, baftistă, neoprotestantă, nu știu ce fel de biserică e asta. Și cred că e catolică. După cum pare, da, e catolică. Uite, monument istoric. 1928, Biserica Sfânta Maria al Harurilor. Da, aici suntem în centru vechi. Și astăzi o să ne plimbăm pe aici să vedem. E și ultima zi. Haideți că acum ne pregătim să ne ducem spre biserica la moaștele Sfântului Dimitrie Basarabov. Mai avem 9 minute de mers. 650 de metri. Facem undeva la stânga. Da. Și acolo. Uite, Grand Hotel Bucarest. Pe pasajul latin. Și aici ne arată că trebuie să facem undeva stânga. Dar zice aici, în pasajul latin, pasajul, vezi? Latin. Pasajul latin și facem stânga. Hai să vedem. Pasajul latin. Nu știu unde ne duce. Păi da, cred că trebuie să traversezi strada asta și are aici pasaj. Facem aici stânga. Da, da, da. Bă, da, e frumos, uite ce frumos. Da, mă, că traversează strada asta mare de deasupra. Da, de ce nu ies? Ia uitați, suntem sub pasaj aici. Pasajul latin. Ia uitați cât e de frumos. O poză, dacă vrei opresc și nu facem o poză. Uite, de ceva. Da. Uite, Cărturești Carusel. Ne luăm și noi după GPS. Că dacă nu cunoaștem și nu știm zona, vă dați seama că trebuie să schimb bateria la GoPro, că mai am 20%. Trebuie să o luăm așa, fac. Ce? Asta. Da. Magazinul București. Ce apoi magazinul? Apoi.
Da. Hai să vedem. Da, suntem în centru vechi. Da. Cred că trebuie să ne oprim alea, ca să schimb bateria la GoPro. Suntem aici la Starbucks. Uite, expoziție 18 august până pe 3 septembrie. Uite ce fain. Dar vezi așa că se schimba la parc. Limoncello, uite, club. Am luat un limoncello de la... Da. Hai, vină la mine să mănânci. Ai și clubul de bani, dacă... Ei, da. La câți bani mai am în portofel, nici... Ei, am dat și la tăi. Nu. Mai avem nimic, nu? 4 minute mai avem și undeva facem stânga. În capăt, cred că facem stânga. Ia uite asta, așa e pe aici, prin centru vechi. Dar chiar e... Știi că înainte, la intrare în Bacău, aveam și noi pavaj de ăsta? Da, era frumos. Da, era frumos, pe podul ăla când... Banca națională. La Șerbănești. Da, l-o scos, l-o scos... Da. Păi așa se făcea înainte, așa erau pietre din astea pătrate. Au italie, hă? Era italian? Parcă așa părea. Chiar dacă nu... Uite și pe aici. Gata deja, ți-ai băut apa? Ți-ai băut apa? Păi știu că tu n-ai... Bă, dar ce mișto e pe aici. Zici că ești în Brașov, știi? Da, să știi tu. Da, să nu, da, să zici, e destul de bine, că are un calum. Cât ați aici la noi? Hai. Hai, ce adică e? Ea ca de pe oală, știi? Hai bă, vin încoa. Mai avem? Mai avem, mă. Da, și ia uitați, fraților. Și centru vechi. Ei, dar e fain, știi? Stai că scot pavajul ăsta de lui. Lichior și tabaco. Are burgeri pe aici, are. Da, aici. Mai copre. Vorbești. Uitați și clădiri frumoase. Dar și la Bacău e cald. Vezi că la Bacău e mai răcoare. Pe aici? În stângă? Așa arată? Ah, da, e bun pe aici. După alea albastre. Da, am fost la acesta. Vedeți ce? Eu ce fain. Încolo, ce fain. Da, mă, dar ce se poate să facă toată lumea? Bine, dar iarăți acasă, mă, când n-ai făcut poate. Ta la 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 la. Și ăsta-i centru vechi. Da. De aici nu mai e centru vechi, e centru nou, are pavaj.
Ah, ce bine că bate vântul. Ce bine e că bate vântul, fraților, că mai răcorește. Cam așa arată clădirile, stânga-dreapta. Pe aici restaurante. Aici, nu? Uite aici. Din asta care ai zis tu. Uite, Learning is Smart, da, 22 la 5, da, 22 la 5, băi. Duminică, de la 22 la 5. Aici ai? Asta e, nu? Dar am ajuns așa repede? Da, că erau vreo 10-11 minute. Jean Jeonju. Ce clădiri, mama, mai apaci. Să vedem dacă e aici. Dar cred că asta e. Dăm ochelare de pe moapă jos. Ia uite ce motociclete acolo în vitrină. Ia uite ce motociclete. Sau e biciba, nu e motocicletă, care e motor. Uite-o și pe aia de acolo. Ce fain. O luăm așa și în față. Gheorghe Dimitra. Dar să vedem dacă e aici. Dar să vedem dacă e aici. A? Da. Păi am scris după ala. Lasă că vedem ce e. Dar aici ce o să cred? A, e ceva de medical. Da, da, da. Să rămână, da. Haideți când... Da, să nu ocupăm așa, nu fie din... Ca să fie răcoare. Ha, ne auzim. Vedem, dacă nu mai mergem pe neva, poate mergem. Dar e zic că asta nu ceau ce-o spui încolo, de față. Hai, cu toi stai, ce faci? Ia uitați, frate, ce clădiri pe aici. Faine. Da. Ia să vedem ce mai e pe aici. Universitatea Ecologică. Uitați, pe aici sunt ceva de vânzare, de artă, de ciopi astea. Festivalul limonadei. Uite bă, festivalul 19 august 20, vezi? Ziua 2. O fi post pe aici, a? Păi n-am de luni încolo. Da, uitați-vă, am ajuns și noi.